Ce frumos au intrat ei de mână. Sunteți foarte frumoși, mă bucur pentru voi. Haideți să luăm un loc, că avem multe de vorbit. M-a sunat și Pavel și a zis să întreb câteva chestii. Pavel, da. Știi că eu cu tatăl tău ne știm de foarte mult timp și m-a întrebat, mi-a zis, băi, măruțător frumos, să-i întreb cât de serioasă e treaba. Cea mai serioasă. Cea mai serioasă. Deci, cea mai serioasă? Da. Și cu nunta e adevărat? Avem un plan, dar deocamdată e de vreme. Deci adevărat, mă, vezi că ce știm noi e adevărat. Deci cu nunta o să fie adevărat. Mamă, mi-aduc aminte, Cleopatra, că tu ai venit la noi la emisiune acum vreo câteva luni bune și ai făcut o fotografie cu un coleg de-al nostru, Andrei Dobrogea. Și avea o poză de... Și avea o poză când erai tu mică, da, da, da. Și el stătea în genunchi ca să fiți la aceeași înălțime și acum a făcut o poză cu tine, tu fiind mult mai înaltă ca el. Da, așa e. Avem colegi bătrâni, asta e. Da, perfect. Nu știu, poate facem rost de poză. Faci rost de poză? Facem rost. Face Ciucă rost de poză, foarte tare. Deci să începem cu începutul, lumea e curioasă și să nu ne mai ascundem. Când ați început relația, mă, copii? Cum a fost? În februarie, la sfârșitul lunii februarie. Așa. Până atunci eram foarte bun prieten de deci studio. Până atunci nimic. Până atunci începeam așa, da. Adică vă mai uitați așa. Ne apropiam, da. Câte o privire, câte asta. Și? Și la sfârșitul lunii februarie ne-am dat seama. Gândim la fel, adică zicem aceleași gândim lucruri. Gândim la fel, simțim la fel și... Întotdeauna. Și ce? Deci v-ați dat seama, știi că am rămas aici. A, okay. Deci la sfârșitul februarie v-ați dat seama. Ne-am dat seama și eu venisem în promovare cu piesa la ușa mea. Am petrecut timp aici împreună, că eram la studio, piese, nu știu ce. Și după aceea am intrat în carantină. Amândoi? Și, păi, venisem acasă... Era bine dacă intrăm amândoi. Așa am stat separat. Bun. Păi eu la Chișinău și el aici. Da. Dar începuseți oarecum relația? Da. Ce înseamnă că ați început relația? Adică v-ați pupat? Ne-am oficializat, da. Ba... Am zis că avem foarte multe lucruri în comun, în comun, o conexiune ieșită din comun, o conexiune foarte puternică și foarte strânsă și ne-am dat seama că noi suntem făcuți unul pentru celălalt. Dar să știi că sunteți foarte frumoși împreună și mulțumim. Mi se pare că vă potriviți foarte tare, serios. Tu mulțumim. Ești băiatul ăla cu foarte mult bun simț, foarte sufletist, așa. Sufletist foarte și ea e la fel ca mine. Și ea e, exact, și ea la fel ca tine și v-ați, da. V-ați întâlnit. Da. Da, așa e. Da, deci tu ai făcut primul pas, așa, bună, da, Cleopatra. Da, da. Da, cumva amândoi simțeam. Pe tatăl ei, pe Pavel? Da, oricum noi ne știam. De... Nu, după ce v-ați împrietenit. Păi da, cum? Da. Ne-am cunoscut mai bine, pot să zic. Și? Și e foarte ok, am tot când respectul Chișinău, și toată. Nu? Da. Ai fost la familie, cum ar veni, acasă, la Chișinău? Am, da. Și? Da, ne înțelegem foarte bine, avem o legătură foarte strânsă și foarte frumoasă împreună. Pavel e un băiat foarte fain și foarte talentat. Sunt convins că îți dă câteodată mesaje și spune, ai făcut sport azi? Că el face sport zilnic. Mai face? Sport zilnic, zilnic. La el era sportul pe prima... Chiar și aici la București, la hotel, face sport în fiecare dimineață cu Cezar. Și voi stați împreună acum? Nu, acum nu. De ce? Pentru că eu momentan locuiesc la Chișinău. Păi da, dacă vin în București. Păi când vin la București, da. Stați acum stăm împreună, uite-ne. Și stați acasă împreună? Câteodată. Aici aș vrea să... Adică de ce? Că... Nu, momentan nu stăm împreună, pentru că ea e la Chișinău și da. Eu aici, dar de anul viitor avem, intenționăm să ne mutăm împreună. Să ne mutăm împreună, ce mi se pare mie? Relația voastră mi se pare cum erau relațiile pe vremuri, adică foarte sincere și parcă nimic nu se grăbea, știi? Adică, ok, ne-am cunoscut, nu ne mutăm acum împreună, mai stăm, mai ne mutăm... Noi am vrea să ne mutăm și de acum, dar nu putem... De asta am impresia că e totul foarte rapid, imediat, e cunoscut, la revedere, pa! Dar acum parcă voi trăiți povestea aia de iubire adevărată. Da, e ceva firesc, adică noi nu facem ceva neobișnuit, lucrurile se întâmplă fix așa cum trebuie să se întâmple. Și le lăsăm să fie firești. Deci din februarie. Din februarie, da. Din februarie și în pandemie a fost doar pe FaceTime și pe WhatsApp. Da, în fiecare groaznic. Zi. Doamne, deci 4 luni. Numai așa am stat. Da. Da, da, uite că vine și soarele pe strada noastră tuturor cu pandemia asta. Întotdeauna. Poate se mai resează lucrurile. Ce-ți place cel mai mult la Eduard? Tot. Nici n-am apucat, n-a apucat să termin fraza. Tot. Păi mi-am dat seama ce vreau să mă întreb. Da, și tot? Tot, tot. Dar e ceva care te enervează? Nu. Nimic? Nimic. Și ție ce-ți place cel mai mult la ea? La fel. Tot. T, O, T. Da. Tot. 3 litere. Mi se pare că... Nu știu, poate îți place cum îți gătești. Îmi place orice. Orice face. Orice și cum se uită la mine și cum merge și cum... Nu mai zic de cântat și așa. Absolut orice. Da, știi, vreau să te întreb ceva și vreau să fii sincer cu da. Mine. Ați discutat și despre Ghiță, totuși? Da. Despre Ghiță? Ghiță.
l-a așteptat 15 ani. Da. La portiță. Și chiar nu, mă gândeam că ați discutat de Cleopatra. Ghiță? Dar nu înțeles. Nu, dar știi ce ni s-a părut foarte interesant? Tare, da. Ea, la vremea respectivă, cânta că Ghiță e după graniță. Da. Și acum chiar e. Și acum Ghiță chiar e după graniță. Da, dar știi că sunt, am mai citit tot felul de mesaje, comentarii, că îți mai apar pe online și mai sunt mulți care oarecum contestă relația voastră, poate ați văzut și voi. M-a făcut-o pentru marketing, au scos o piesă împreună și doar așa să... Ai văzut că au mai fost comentarii de astea? Da, da. Și pe noi nu ne interesează. Da. Adică lumea e liberă să spună ce vrea. E iar clar. Noi suntem liberi să ne intereseze. Nu ne deranjează publicitatea asta, da, negativă. Da. Noi știm ce simțim unul pentru altul și asta e cel mai important. Și nici de cum n-am făcut-o pentru marketing sau pentru ce s-a scris. Nu. Exact. No way. Asta aș fi 100% convins că așa e. Cleopatra, ai cunoscut familia lui Eduard? Da. Chiar de dinainte să fim împreună. Înainte să fim împreună. Dar acum când am venit la București, chiar vreau să avem ocazia să ieșim cu toții, să ne cunoaștem mult mai bine. Bine, Edi a avut ocazia să cunoască părinții mei mai bine decât am făcut-o eu pentru că părinții era lui. Atunci la Chișinău. Da, da, da. Are o familie foarte faină și foarte faină și mulțumesc. Da, știu. Și are și o surioară adorabilă. Aproape 3 ani. Aproape 3 da, ani. Da, 2 ani și câteva. Îți dai seama, el s-a învățat ușor ce înseamnă să ai un copil mic în preajmă. Nu ce chiar. Zic, așa, da, așa, cumva, așa. Da. Câți ani are fratele tău, Cezar, acum? 11 ani, face 12 în... Să străiască mulți înainte. Și el mulțumesc. Ce face? Tot cu muzica? Pentru tot că el era cu muzica și cu sportul. Cu sportul și cu... se menține, e pe urmele lui tata. E pe urmele. Pe câteva cuvinte. Foarte frumos. Aveți piesa împreună care se numește... Dragoste, vă rog. Este cumva un îndemn către toți cei care au iubit și iubesc. Haideți să vedem și fotografia și o să cântăm și piesa despre care povesteam colegul nostru Andrei Dobrogea pe vremuri când lucra. Ia! Ai pozele, Ciucă? E la mine. Păi hai! Stai. Stai un pic. Stai că am încurcat laptopuri. Aoleu! Avem multe laptopuri, era pe alt laptop. Păi nu ești pe ăla de la muncă? Nu, eram pe al meu. Bine, rezolv Ciucă. Imediat. Bravo. Hai că vrem să vedem pozele. Mi s-a părut foarte faine pozele cu așa. Cleopatra și cu colegul nostru. O să cântăm și piesa asta și deci toată lumea să înțeleagă. Cleopatra Stătan și Eduard Sanda sunt un cuplu și clar așa să rămână. Mi-a plăcut foarte mult de voi. Chiar vă văd împreună așa toată viața, pe cuvânt. Am văzut pe Instagram când ne urmărești. Nu, dar pe cuvânt chiar vă văd împreună și ți-am zis, povestea voastră de dragoste e ca o poveste de aia care parcă nu mai prea există în ziua de astăzi, în care ai răbdare cu partenera, te mai întâlnești, o conduci acasă, nu rămâne ea la tine, îi cunoști familia, știi? În ziua de astăzi totul e foarte rapid, cum ziceam ceva mai devreme, dar la voi parcă timpul a stat în loc câteodată. Exact, și ne mai bucurăm de un lucru că mai primim mesaje în care oamenii ne spun că rezonează cu noi și că efectiv când se uită la noi pe story sau nu știu, la o poză cu noi, zâmbesc și le transmitem instant o energie bună. Bine, și asta contează. Wow. Am văzut că ai avut ceva filmări, ea a venit imediat să te susțină. Și adică... eu pe ea la fel. Da, la fel. Și deci vă gândiți și la căsătorie, că începusem și cu chestia asta, să nu ne mai ascundem. Cu timpul. Cu timpul. Adică eu știu clar că ea e fata alături de care vreau să-mi petrec tot restul vieții. Și eu la fel știu că el e bărbatul vieții mele, deci... Aceste imagini vor rămâne pentru eternitate. Deci ea este persoana cu care te vezi toată viața. Da, da. N-am simțit până la vârsta asta nicio relație. 23. 23 și tu, Cleopatra? 18 aproape. Mulți înainte. Mulțumesc. Deci n-ai simțit până acum simțit niciodată? N-am simțit ce simt cu ea, n-am simțit niciodată. Adică simți că e jumătatea ta. Da, simt că am găsit persoana aia perfectă și potrivită cu care pot să construiesc orice vreau. Și la tine, Cleopatra? Și la mine la fel, da. Știi că pasiunea, hai mă Cleopatra, că ai 18 ani, știi, adică viața înainte. Eu cred că dragostea nu ține de vârstă neapărat. Adică dacă am simțit că el este persoana cu care vreau să-mi petrec viața, atunci n-am ce să mai aștept. Bine, lucrurile le... Normal, pas cu pas. Am răbdare pe parcurs, exact. Dar atunci când găsești omul ăla, nu cred că mai trebuie să te gândești. Da, de ce să mai aștepți? Stai să te gândești, mamă, dar dacă nu e bine, dacă totul e bine de la început, așa o să fie, așa o să fie mereu. Toată viața. Așa să vă dea Dumnezeu. Uite fotografia Mulțumim. De care spuneam ceva mai devreme, cu... să stăm burtiera la o parte. E colegul nostru în genunchi, Andrei Dobrogea, Andrei Dobrogea,
s-a pus în genunchi când s-a întâlnit cu Cleopatra, atunci așa lucra la ziar, la Click, nu? La ziarul Click, iar aici, ia, când s-au întâlnit la noi la emisiune... Țin minte. El a vrut să repete fotografia, știi? Adică de data asta, tot în genunchi, numai că... Ia uite, era Cleopatra, mai înaltă, da, da, da. A explodat. Mi se pare, uite, deci poza de acum câțiva ani buni, da. Când te-ai întâlnit cu el la ziar, la Click. Cred că vreo 6 ani aveam atunci. Și acum poza când ai venit din nou la emisiune. 11 ani au trecut. Da, mi se pare foarte, foarte tare fotografia asta. Da, superb. Și facem alta peste încă 11 ani. Peste 11 ani? Peste încă 11 ani. O să fie mai greu să se aplece în genunchi cu bastonul până îl pune, stai, taie, asta. Andrei, glumim, Andrei, un băiat super fresh, sportiv, e atent la nutriție, la tot ce face, deci o să trăiască 100 de ani, garantat. Așa e. Bun, așa e, nu? Bă, Dobrogea nu e atent la ce mănâncă, nu face sport, nu? Nu știu de ce vă amuzați așa și... Cine se menține, se menține, nu da, mai... Da, cine se menține, se menține, clar! Spune-mi ce-i place, ce floare îi place lui Cleopatra, Cleopatrei. Trandafiri. Da. Roșii? Da. Ce culoare preferată are Eduard Sanda? Negru, bej, bej, da. Nu știam, dar... Crem. De obicei îmi zici mai multe culori și nu mai... Pe vremea mea, pe vremea mea era oracol, de acolo am întrebările astea, știi? Da, și noi aveam, și noi aveam, da, da, da. Exact, oracol, mai întrebam câte două, trei... Quiz din ăsta pentru cumpluri. Am prins și noi. Exact. Ce mâncare preferată are? A, noi mâncăm tot. Ce sunt noi? Îmi place și eu sunt în aceeași categorie. Nu avem nicio preferință. Preferința anume, da. Din aceeași categorie. Deci, la oameni buni, Cleopatra Stratan și Eduard Sanda, un cuplu foarte frumos. Cum mă, nu crede lumea să se pupe în direct? Adică... Să se pupe Miri! Ce ți-am zis? Deci asta i-am zis în mașină. Dacă ne pune Cătălin... Da. Nu mesaje pe WhatsApp, nu pe bune nu asta. Nu cred. Bă. Pe bune. Da, da, serios. Haide, domne, uite, arată Luciucă. Mesaje pe WhatsApp. Vrem să vedem că avem numerele de telefon aici, dar avem foarte multe mesaje care vă cer. Și am arătat numerele de telefon invitațiilor și i-am liniștit. Fost nasul. A fost, da. Să se pupe, da, mai pupe tinerii frumoși, plantă. Da. Iulica, ai o muzică? Da, Iulica. Da, e pe bune, adică... Serios? Da, da, e tradiție aici. Da, e tradiție. Dacă vă pupați aici, toată viața o să fiți împreună. Păi noi știm deja că o să fim împreună mereu. Da, dar crede asta este o întărire. Asta o să fie un plus. E un plus, exact. Da, bine. Ce frumos. Bravo! Ce frumos. Bă, sunteți foarte fani împreună. Mulțumim. Serios, fără nicio mulțumim chestie. Și știi că pe tine te apreciez foarte mult. Și de fiecare dată când ai venit la emisiune am spus lucrul ăsta. Mi se pare că ești un băiat, pe lângă faptul că ești extrem de talentat, foarte bine crescut și cu foarte mult bun simț. Serios. Mulțumesc din suflet. Și asta am spus-o de fiecare dată. Iar Cleopatra, mulțumesc, la fel, o fată extrem de talentată. Mulțumesc frumos. Compune foarte bine. Și poate data viitoare când vine de la Chișinău ne aduce și nouă niște bucurie. Înțelegi da, ce zic? Clar. De alea, da, alea, bucuria, bomboanele, bucuria. Niște bucurie, da. Ne cântați împreună? Da. Sigur. Deci, dragoste... Dragoste, vă rog să intrați pe YouTube să ascultați piesa, suntem în continuare în trending. Dar sunteți în trending de când ați lansat piesa. Din prima zi. Din prima zi, da. Deci, intrați pe YouTube, căutați Cleopatra Stratan și Eduard Sanda și dați-le un comentariu acolo pe YouTube ca să vă răspundă tot pe pozitiv. YouTube. Frumos! Cu ce simți din suflet, da. Da. Ați avut oameni care au fost oarecum împotriva relației voastre sau ceva, ai simțit? Foarte puțin. Dar au fost, nu? Dar majoritatea sunt alături toți de noi. Toți rezonează cu noi, da. Adică ați avut colegi care ziceam, mă, ce, nu? Sau... Da, mulți cred că e ceva superficial sau că nu și fie de durată. Durată, dar nu... Da, nu interesează, nu contează ce simțim noi. Așa. Asta e cel mai important. Așa să fie. Eu vă susțin și sunt alături de voi. Mulțumim! Să cântăm cu tânăra familie, oameni buni! Nu, mă, băi. Aveți grijă de voi și să rămâneți mereu așa tineri și frumoși, serios. Îți promit. Mulțumim frumos. Eduard Sanda pe Instagram, Cleopatra Stratan pe Instagram, căutați-le piesa pe YouTube, ascultați-i și susțineți-i pe oamenii ăștia pentru că sunt foarte, foarte frumoși împreună și sunt și foarte talentați. Să-i ascultăm și cântând.